Salutare prieteni, bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Suntem în crescătorie la porumbei. Avem niște mici noutăți, dar înainte de a le vă arăta, o să facem niște promovări pe canal și începem. Deci, da, primul băiat care o să-i facem promovare este Laur Sava. Abonați-vă la el să facă și el acolo 150 de abonați și cât mai repede să ajungă și el la suma de 200 de abonați. El postează cu găini, așa că revenim la altcineva. Apoi avem Ciceu 2-3 iepuri. Văd că are un clip postat acum o săptămână cu iepurii. Abonați-vă și la el să facă 10 abonați. Facem și la domnul Dănuț o promovare. Uitați aici, am apărut și eu în vlogul lui. Și da, haideți și la el să facă cât mai repede 5.000 de abonați. Apoi avem aici iepuri și animalele mele. Postează cu iepuri, vaci. Da, abonați-vă și la el să facă 50 de abonați. Apoi avem aici pe ferma lui Nicuță. Abonați-vă și la el să facă cât mai repede 100 de abonați. Apoi avem aici Antonio și porumbei. Postează numai cu porumbei. Cine este pasionat de porumbei să intre la el pe canal. Apoi avem aici pe porumbei lui Darius. Postează cu iepuri și cu porumbei. Uitați aici un rotat și aici o corcitură de uriaș. Apoi facem aici o promovare la porumbei Manu. El postează cu porumbei, cu găini. Da, abonați-vă și la el. Apoi avem aici încă un canal, Gospodăria lui Sebi. El este un prieten tot de aici, de la mine, din Timișoara, de unde sunt și eu. Deci dacă o să vă abonați la el, o să vedeți clipuri și cu mine. Și dacă o să vă abonați la mine, o să vedeți clipuri și cu el. Așa că o să facem colaborări cu timpul. Acum s-a apucat și el de animale, pentru că s-a lăsat într-un timp. Așa că abonați-vă la el să facă cât mai mulți abonați. Apoi mai avem aici un băiat iepuri vlogs, care este din Arad. Postează numai clipuri cu iepuri, așa că abonați-vă la el să facă și el 50 de abonați. Și da, cam atât a fost cu promovările. Și nu îmi scrieți la fiecare clip că vreau promovare, pentru că nu o să iau în considerare dacă îmi scrieți la clipuri pe care o să-l postez azi. Eu la fiecare clip scriu, facem promovări, și atunci îmi scrieți cine vrea sau nu promovare. Haideți să arătăm porumbei. Am revenit la porumbei. Le-am pus asta din nou aici, le-am prins-o. Aici au mâncare, acolo au apă. Aici avem femelal de rotat indian, care este împerecheată cu bălțatul acesta pe roșu. Uitați-l, foarte frumos și el. Au două ouă. Femela asta acum pe ouă, nu se dă la o parte. Uitați aici două ouă. Două ouă foarte frumoase. Deci mă bucur foarte mult să fie fertile și să îngrijească. Le-am pus și niște paie, pentru că nu își cărăseră paie, că na, nu le dăduse în drumul. Aici avem un mascul de voiajor. Sus avem o femelă cu masculul acesta, care au și ei două ouă. Nu o să mai umblu acum la ei, pentru că masculul este foarte agresiv și deja m-a ciupit de mi-a făcut rană la mână. Le văd că își cară femela asta cu masculul acesta paie. Deocamdată o să-i las așa până o să-i cumpăr la mascul pereche. Apoi avem masculul ăsta solzat, căruia vreau să iau neapărat pereche. Când o să merg acum în piață, vreau să iau o femelă așa solzată și o femelă albă. Mi se pare că asta e femelă și ăla cu aia de acolo sunt masculi. Na, nu știu sigur. Așa că o să-i împerechez, o să împerechez asta dacă e femelă cu ăla de acolo și masculul ăla de jos cu femela pe care o să o iau. La jucătoare vreau să o împerechez cu ăsta de aici roșu, dar cu timpul.
Da, eu țin porumbei de frumusețe, nu e că concurez cu ei sau fac cine știe ce minuni. Nu, eu îi țin ca să am porumbei pe lângă casă, na, să am și multe culori, cum vedeți din acest, dintr-o jucătoare albă și un voiajor alb a ieșit ăsta roșu, foarte frumos. Deci da, vreau să fac multe culori, diferite lucruri. Deci da. Avem, nu uitați că avem aici două ouă, avem și acolo două ouă. Acela este mascul. Uitați-l. Și acesta cred că tot mascul s-ar putea să fie. Uitați așa ăștia. Doi. Uitați că se vede acolo un ou la aia. Masculul acela și-a luat boxa 3. Ăsta și-a luat boxa 1, 2 și asta de aici de sus, nu lasă pe nimeni. Femeia aceasta, na, e singură. Are și ea niște nări foarte mari, dar nu chiar ca la voiajor, deoarece este corcitura. Și da, cam atât a fost cu acest episod, n-am cine știe ce să vă zic. Și cam atât a fost, cu voi a fost Robin, noi ne revedem data viitoare, pa, pa!